Pentru pescarii români, pescuitul la pastă a fost dintotdeauna atribuit stilului de pescuit staționar sau a pescuitului la car fishing, acolo unde plumbii sunt înveliți în pastă. Din fericire, pescuitul la pastă poate fi aplicat și în tehnicile de pescuit la feeder, la metod sau la momitor, iar pentru acest lucru Dynamite Baits ne pune la dispoziție în acest an 2021 patru noi modele de pastă, acestea fiind Red Krill, Robin Red, F1 Sweet și Green Betaine. Multă lume știe foarte bine că în pescuitul staționar se pescuiește la plută, crligul fiind învelit în pastă, stilul de pescuit fiind unul care se aplică mai mult în pescuitul la rubeziană. De asemenea, așa cum am spus, pescuitul cu pastă se aplică și în car fishing, deoarece se pot înveli plumbii special concepuți pentru pescuitul cu pastă, dar în pescuitul la feeder trebuie menționat că se poate pescui și cu pastă. Utilizarea pastei se poate face în două feluri. Primul este acela de a înveli cu un strat de pastă peleta care este atașată pe fir de păr sau pe spin, sau al doilea mod în care pasta poate fi folosită în pescuitul la fidă este acela de a o modela pe cârlig și de a o introduce în nadă, așa cum se face și în cazul peletelor atașate pe fir de păr. Spre deosebire de momelile dure precum wafters sau pop-up, pasta acționează într-un fel diferit, aceasta dizolvându-se încet încet și creând un punct de atracție pentru peștii aflați în zonă.